my pleasure. Thank you very much. My wife, Carmen. Good morning, Carmen. Good morning. My wife, the Tama. The president. Welcome to Israel. משמר כבוד של חיילי צבא ההגנה לישראל ערוך ונכון לסקירתך. אדוני. מכובדי נשיא רומניה הוד מעלתו קלאוס ורנר יוהניס והגברת קרמן יוהניס, שרים וחברי פרלמנט, אדוני סגן יושב ראש הכנסת יחיאל חיליק בר, ראשי העדות הדתיות, מנכ״ל בית הנשיא הראל טובי, שגרירת ישראל לרומניה תמר סמאש, שגרירת רומניה בישראל אנדריאה פסטרנק, מכובדיי כולם. מכובדי וידידי נשיא רומניה קלאוס יוהניס, ברוך הבא לירושלים לבית נשיא מדינת ישראל. לרומניה יש בישראל מקום של כבוד כמדינה אשר שמרה לאורך השנים על היחסים הטובים והאיכותיים עם מדינת ישראל. שמרה ושמרה. בעשורים האחרונים היחסים הללו הולכים ומתעדכים, והם באים לידי ביטוי במסחר, במדע, בכלכלה, במגוון שיתופי פעולה. אדוני הנשיא, מכובדי הנשיא וידידה של מדינת ישראל, אני מבקש לשבח אותך על התמיכה שהבעת לא אחת בישראל ובטיפוח הקשרים הענפים עם מדינתנו. כבר היום אנחנו משתפים פעולה בנושאים ביטחוניים ואסטרטגיים. ישראל מעוניינת ותשמח להרחיב את שיתוף הפעולה בתחומי הסייבר, החקלאות, הבריאות, הפיתוח והתעשייה. מדינת ישראל מודאגת מההתפתחויות האזוריות במזרח התיכון. איראן מהווה עדיין סכנה ממשית לשלומה של ישראל במישרין ובעקיפין. רק לפני כשבוע, אדוני הנשיא, השמיע אחד ממנהיגי איראן שלילה נחרצת לזכות קיומה של מדינת ישראל. איומים אלה מעמיקים את החשש והחשד בכל רחבי המזרח התיכון, וממשיכים למצב את איראן כגורם חתרני המאיים על יציבות האזור. לסיום, אדוני הנשיא, אני רוצה להביע את הערכתי המלאה והחמה לרומניה על תפקידה כיושב ראש ה-IHRA, הברית הבינלאומית לזיכרון השואה. אני בטוח כי תמשיכו ותפעלו בצורה נחרצת למול האתגרים הרבים נגד תופעת האנטישמיות, הגזענות והשנאה. ברוך תהיה, אדוני הנשיא, ברוכה תהיי אשת הנשיא. אני מאחל לך ולך ביקור פורה, מוצלח ומהנה בארצנו. Welcome, please.
Thank you very much, Mr. President. Domnule președinte, mă bucur să mă aflu astăzi aici, în frumoasa dumneavoastră țară, și vă mulțumesc pentru primirea călduroasă pe care ne-ați arătat-o mie, soției mele și delegației mele. România acordă o importanță specială relațiilor cu statul Israel, iar această vizită vine să onoreze trecutul cooperării noastre și mai ales să proiecteze viitorul ei. Sunt încrezător că relațiile neîntrerupte de prietenie dintre țările noastre, cu o tradiție de 68 de ani, relații bazate pe valori și obiective comune, vor continua să se dezvolte și să se extindă în beneficiul ambelor popoare. Am convingerea că discuțiile fructoase pe care le vom avea pe parcursul acestei vizite vor contribui la consolidarea dialogului nostru politic, diplomatic și, sper, și economic. De altfel, am venit aici cu dorința de a dezvolta noi domenii de cooperare, precum inovația, cercetarea, știința și tehnologia, unde și noi avem un potențial remarcabil. Avem un dialog foarte bun și pe teme legate de actualitatea internațională. Înțelegem asigurarea securității Israelului ca un subiect axiomatic, pentru care nu există compromisuri. Pe de altă parte, combaterea terorismului este un angajament ferm al agendei politice externe al României. De aceea, suntem membri ai coaliției anti-Daesh și participăm la grupul de lucru stabilizare al acesteia. Orice cooperare cu Israelul în lupta împotriva terorismului va fi o contribuție comună la atingerea obiectivului major de a duce pacea și bunăstarea pe glob. După cum știți, pe 8 martie 2016, adică mâine, România va prelua președinția Alianței Internaționale pentru Memoria Holocaustului, lucru menționat și de dumneavoastră, domnule președinte. Acest fapt reflectă puternicul nostru angajament față de trecut, față de comemorarea victimelor Holocaustului și lupta împotriva antisemitismului și xenofobiei. România va trata în modul cel mai responsabil cu putință și cu mare onoare această sarcină, pentru îndeplinirea căreia vom coopera îndeaproape cu Israelul. Avem ambiția să devenim un centru regional de promovare a educației cu privire la Holocaust și de combatere a antisemitismului. Închei prin a spune că încrederea, prietenia și solidaritatea, domnule președinte, care există între țările noastre, mă îndreptățesc să fiu optimist cu privire la consolidarea relațiilor dintre țările noastre, dintre popoarele noastre în următorii ani. Vă mulțumesc pentru invitație, sunt foarte bucuros că pot să fiu astăzi împreună cu dumneavoastră aici. Thank you so very much. Okay. Mr. President. Pleasure. Thank you very much. Please stand by the president.